Fac puțină curățenie printre caietele copiilor și vreau să vă expun astăzi părerea mea despre cerșit și mai ales despre cerșitul la stat. Căci am văzut anumite păreri din partea voastră și eu aș putea să zic așa. Suntem două persoane mature care muncesc zi de zi și plătim taxe și impozite la stat de ne iese peste tot, plătim și ca persoană fizică și ca persoană fizică autorizată și ca SRL și în momentul în care plătești taxe și impozite, este normal să vrei să participi la anumite proiecte pe care statul le scoate la concurs, da? Că e vorba de proiect european sau că e vorba de proiect național, nu contează, dar este perfect normal să vrem să participăm la astfel de proiecte. Acesta nu se numește cerșit, dar cerșit se numește să stai la mâna statului. Cerșit se numește ajutorul social. Și ce să vă povestesc, la sat sunt foarte mulți oameni care stau pe ajutorul social. Practic, sunt foarte mulți oameni care cerșesc la stat și toată ziua nu fac nimic. Deci, tu te duci la el, adică eu în speță sau Florin, mergem la persoana respectivă, nu contează care este, să-i spunem, bă, uite, am și eu nevoie de ajutor să duc gunoiul, să crap lemne, să fac aia, să fac aia, că sunt doar unul și nu le pot face pe toate, am și eu nevoie de ajutor. Și ce să vezi, omul, știi ce zice? Nu. Am nevoie de muncă, am tot ce îmi trebuie. Ce să stau eu să muncesc? Pentru ce să stau eu să muncesc? Și te uiți așa ca prostul, efectiv, și te întrebi, bă, dar unde sunt oamenii ăia harnici de altă dată? Dacă nici pe bani, țigări, mâncare, băutură nu vine omul la muncă, atunci pe ce mai vine? Asta este întrebarea mea. Pe ce mai vine omul dacă nu vine pentru strictul lui necesar, pentru ceea ce are el nevoie zi de zi, zi de zi, da? Deci, ce să zic? Asta înseamnă să cerșești la stat. Din punctul meu de vedere, asta înseamnă să cerșești la stat. Să stai cu mâna întinsă lună de lună și să primești ajutoare sociale, ajutoare cu mâncarea, ajutoare cu încălzirea, ajutoare peste ajutoare, peste ajutoare, peste ajutoare, peste ajutoare. Și dacă le sumăm, se ajunge la peste 40.000 de ron, pardon, 4.000 de ron, se ajunge la peste 4.000 de ron sau 40 de milioane vechi pe lună, doar pe aceste ajutoare. Și sunt mulți care cerșesc la stat, așa că haideți să ne schimbăm puțin definițiile despre ce înseamnă a cerși. Și sinceră să fiu, aceste ajutoare sociale cred că își au rolul lor. Și cred că atunci când au fost gândite, n-au fost gândite ca să încurajeze lenea. Dar din păcate asta se întâmplă. Încurajează lenea. Cred că atunci când au fost gândite, au fost gândite în așa fel încât să încurajeze tinerii, oamenii care au rămas fără loc de muncă pentru o perioadă mai mică sau mai mare de timp, să facă ceva cu viața lor și între timp să aibă o sursă de venit, un minimum minimorum acolo. Dar, vedeți voi, noi le înțelegem altfel și încercăm să profităm de pe seama lor. Și pur și simplu lumea nu mai vrea să muncească. Ăsta e adevărul. Lumea nu mai vrea să muncească. Dragilor, asta e cerșitul. Ziua bună!